Și anul acesta, elevii de la liceul cu program sportiv Baia Mare au avut tradiționala serbare de sfârșit de an. De această dată însă, evenimentul a avut loc într-una dintre sălile Casei de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare. Sper ca copiii și sportivii liceului cu program sportiv să reușească să vă bucure cum o fac în fiecare an cu ocazia sărbătorilor. Programul oferit a fost unul divers. Elevii au pregătit temă patriotică sau una specifică perioadei sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, primii care ne vor colinda și ne vor face urări sunt elevii noștri. Ne vor colinda, ne vor pregăti pentru sărbătorile de iarnă, vom simți magia Crăciunului. Dar sărbătoarea Crăciunului, știți că înseamnă bucurie, înseamnă iubire, înseamnă dăruire. Și atunci am gândit acest eveniment în așa fel încât să introducem și această componentă caritabilă. Pentru că nicio bucurie nu poate fi deplină atunci când există persoane dragi nouă în suferință. O astfel de situație avem și noi în cadrul liceului. Este vorba despre o elevă noastră, Andreea Buda, prezentă astăzi aici. Copiii și tinerii și părinții acestora, dar și cadrele didactice, au avut posibilitatea să o ajute pe colega respectivă, eleva lor, iar darul a îmbrăcat diferite forme.